Anul acesta de sărbători, municipiul Târgu Jiu va fi decorat cu ajutorul sponsorilor. Două societăți comerciale puternice se vor ocupa de amenajarea festivă a parcurilor din oraș. Am încercat și am și reușit să facem un parteneriat cu societățile mari, de la nivelul Olteniei sau de la nivelul municipiului Târgu Jiu, pentru amenajarea parcurilor de cartier. Am vrea să amenajăm cât mai multe parcuri în cartierele din municipiul Târgu Jiu, dar două dintre ele sigur le vom amenaja prin acest parteneriat. Una dintre societățile mari, pe care o dezvăluim în momentul în care se amenajează, va amenaja parcul din Debarcader. O altă societate comercială la fel de mare, cu un potențial financiar foarte puternic, va amenaja parcul de la Lido. Autoritățile susțin că primăria va decora doar zona centrală. S-au alocat deja sumele necesare. Nu va mai fi amenajarea din anii trecuți. Va fi o amenajare pentru zona de centru și pentru cartiere, în primul rând pentru cele două parcuri, Debarcader și Lido. Zona centrală o vom amenaja din bugetul local, cu o sumă redusă raportat la ceea ce se făcea anterior, ținând cont și de restricțiile care sunt impuse, pentru că este clar că nu va mai fi acel festivism de care beneficiam în anii trecuți, cu aprinderea luminilor, cu spectacole și cu foc de artificii. Este exclus. În primul rând că nu ne permit condițiile impuse de lege. În privința bradului, va fi montat cel pe schelet metalic, achiziționat pe vremea primarului Florin Cârciumaru.